Accidentul a avut loc în comuna Băiculești, pe o stradă dreaptă. Șoferul a intrat în depășire și, ca să evite impactul cu altă mașină care venea din față, a tras de volan. Autoturismul s-a răsucit și a intrat în plin în tânăra care se întorcea spre casă de la un magazin din localitate. A aruncat-o la zeci de metri distanță, iar mașina a zburat câțiva metri prin aer. A arat pur și simplu terenul și s-a răsturnat. Am vrut să depășesc. În momentul acela am văzut că vine mașina din față. Am vrut să bag mașina la loc să intru pe direcția mea de mers. Și roțile s-au dus în partea cealaltă și mașina s-a întors, am acroșat o femeie și m-a răsturnat în șanță. Zgomotul puternic i-a scos pe localnici din case. A venit mașina de la Pitești, nu știu, dacă tu controlul volanului, nu știu ce-a făcut. Așa? În partea să vină la pâine. Și cu somnul frână în față. N-a fost nimeni, a ajuns acolo. S-a fost să-ți iau liberă, el a dat un grop aici, da? Nu știu, controlul volanului. S-a adormit, el mai local. Poata mea, eu am plecucit acasă, mi-a dat telefon, ai la altă, mama, e du-te la ăla Nicu, că e singur în casă, că a dat mașina peste Ramona pe margine, a aruncat-o în șanță. Asta știu, am venit tot într-o. Un bărbat de 38 de ani, în timp ce se deplasa din direcția Pitești către Curtea de Argeș, a pierdut controlul volanului, a pătus pe contrasens, unde a lovit o fată în vârstă de 20 de ani, care se deplasa pe acostament regulamentar. Tânăra avea doi copii, unul de 2 ani, altul de doar câteva luni. Ea a fost dusă de urgență la spitalul din Curtea de Argeș. Are multiple răni și un traumatism craniocerebral. Poliția a deschis un dosar de vătămare corporală din culpă.